Zeci de pompieri, jandarmi și polițiști au fost antrenați noaptea care a trecut într-o amplă acțiune de căutare a unei persoane date dispărută în zona localității brăilene Râmnicelu. Tânărul de 18 ani plecase să aducă lemne din pădure, însă nu s-a mai întors acasă, așa că rudele au sunat la 112. Rudele lui au anunțat la 112 că e dispărut, se înserase și a fost plecat în pădure după lemne. Și după aceea nu știm ce s-a întâmplat. A găsit un lemn care a fost tăiat și cu toporașul cu care a fost, l-a avut la el. Și el a fost plecat, dar n-am reușit să vorbim. De când a dispărut? De la ce ori? La 3 și ceva, 3 și un sfert de la ceas. Și când s-a sunat la 112? La 4 și 20. Și cum v-ați organizat? Am luat o roată pe partea așa, roată, l-am dat, el am găsit lemnul la capăt de lemn așa, toporiști, așa, de oameni știu pe parte. După câteva ore de căutări, însă, salvatorii au aflat cu stupoare că tânărul se întorsese singur acasă, fiind în stare de ebrietate. S-a venit acolo la mine singur că ce e acolo, ce e acolo, să-ți tăia și el. Poliția te caută aici, nu știu, și el... Eu sunt, s-a venit cu acela, poliția a sunat și... El din frică s-a speriat. Am intervenit cu auto specială de primă intervenție și comandă, un ATPVM și o auto șerindată pentru căutarea unei persoane dispărute. În timpul căutărilor, persoana s-a prezentat la domiciliu. Tânărul a fost dus la sediul poliției din localitate pentru audieri și cel mai probabil va primi o sancțiune pentru faptul că a pus pe jar fără motiv atât de multe efective.